Să ne vorbiți puțin despre evenimentul care are loc astăzi la Dej. Bună ziua! Astăzi are un eveniment, zic eu, frumos, Promenada Inimilor. Este un eveniment care încurajează populația la mișcare pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. Astfel, ne-am adunat aici un număr destul de mare, să zic, și mai așteptăm, suntem încă în așteptarea și altor cetățeni care doresc să participe la acțiunea noastră. Este greu să organizați un asemenea eveniment? Cu ajutor din partea tuturor, zic că nu. Zic că nu. Oficialitățile sunt cu noi. Nu. Ce distanță vor avea de parcurs cei care participă la promenadă? 2 km și 200 de metri. Este un traseu stabilit. Se pornește de aici, din Parcul Mic, după cum se vede. Se merge până în sensul giratoriu de la Andrei Mureșanu, după care traseul este către sensul giratoriu dinspre spital. Ne întoarcem către Biserica Catolică, facem sensul giratoriu. Venim pe la tribunal, față poliției, parc, urcăm cloșca și coborăm din nou în... Ce alte proiecte urmează pentru Rotary? Avem proiecte frumoase. O să le discutăm în momentul în care noi o să le desfășurăm. Am avut proiecte care le-am desfășurat deja. Suntem cu un proiect abandon școlar în desfășurare. Proiectul decurge foarte bine. Și cam atât. Știai că Sebi mere, un alt Sebi. Păi acolo. Știai? Se spune Promenada Inimilor. La școala mea, un alt Ianic. Un alt Ianic, la școala mea.